Prezent la conferința de presă a secției de tenis de masă de la CS Mioveni, primarul Ion Georgescu a ținut să reamintească modul în care a fost început acest proiect prin implicarea directă a fostului președinte Dan Dică. Acesta a mai spus că este foarte important să participi și la competiții de nivel internațional, așa cum o va face și CS Mioveni în Cupa ETU la tenis de masă. Este un drum început acum un an și ceva de zile cu fostul președinte Dică, care s-a materializat fără el. Sincer, la vremea respectivă, când am vorbit cu Dica cu un an jumate, n-am crezut că se poate. Dar el mi-a spus că dacă am încredere în lotul de copii și de jucători și în el, că se poate și s-a ținut de cuvânt. Indiferent că nu este între noi, eu vreau să-i mulțumesc, pentru că echipa a ajuns acolo unde a visat el și nu ne-am dorit și noi. Indiferent că va câștiga sau nu va câștiga, ei sunt învingători pentru că au ajuns acolo. Doi, ei reprezintă Mioveniu, Argeșul și România în această competiție internațională. Edilul Mioveniului a declarat că are încredere în banca tehnică și în jucători, iar un parcurs bun în Europa va fi răsplătit cum se cuvine. Comunitatea cred că este normal să susțină pe cei care sunt angrenați în competiții internaționale pentru că reprezintă România. Sunt sigur că vor face o figură frumoasă, sunt sigur că membrii Consiliului Local o să-i răsplătească pe măsură. M-aș bucura să meargă până în finală și știu că începând cu acest an, așa cum am vorbit cu conducerea clubului și cu domnul Petrescu, probabil că în luna octombrie sau în noiembrie vom organiza un turneu cu participare internațională sau națională sau mixtă, rămâne ca el să se hotărască până pleacă, în care să înscrim orașul Mioveni în harta tenisului de masă, în circuitul național și dacă probabil și în circuitul internațional. Ion Georgescu consideră că sportul rămâne și pe mai departe cel mai bun ambasador și din acest motiv cei implicați în fenomen trebuie sprijiniți la un nivel corespunzător.